Primerul croat Peter Fils de la CS Rapid București este noul campion al României la floretă masculin senior după ce l-a învins în finala competiției pe Tom Gombos de la CSU Politimișoara. Medaliile de bronz au fost cucerite de Alexandru Macovei de la CS Petrolul Ploiești și Alexandru Sârb de la CS Steaua București. Cupa României la floretă s-a desfășurat în sala Ana Pascu din București în cadrul competiției. Au avut loc și întrecerile la floretă pe echipe feminin și masculin precum și cele de la spadă, individual sau pe echipe.